Bună ziua, bun găsit tuturor. În fața dumneavoastră, antrenorul principal Andrei Cristea și Ricardo Proietti, noul preparator fizic al echipei noastre. Cei doi se vor referi la următoarea partidă de duminică cu Astra Giurgiu. Pentru început, îl rog pe Andrei să prezinte cum e situația la Poli înaintea jocului. Te rog, Andrei. Primul rând, bună ziua. Aș vrea să salut prezența lui Ricardo printre noi. Este un lucru foarte, foarte important. Avem nevoie de astfel de persoane pentru ca clubul nostru să crească din punct de vedere fizic, organizatoric și cu siguranță aportul lui va conta foarte mult pentru mine. Legat de partida cu Astra, este o partidă extrem de importantă, decisivă, aș putea să spun. Nu vreau să pun presiune pe jucători, dar este un moment în care noi trebuie să ne gândim doar la victorie. Andrei, nu vreau să trecem foarte repede peste subiectul sosirii lui Ricardo aici. Cum e relația între voi? Deja sunt două zile și câteva ore. Aș putea să vă spun că am insistat foarte mult ca el să vină în fotbalul românesc. Nu a fost ușor, este o persoană și un antrenor foarte bine pregătit. Am avut foarte multe discuții în ultimele zile legate de jucători, de tot ceea ce avem de făcut împreună și cu siguranță avem nevoie și de timp pentru a regla lucrurile, fiindcă nimeni nu poate să facă minuni peste noapte. Întreabă jurnaliștii dacă sosirea lui Ricardo implică și despărțirea de Cezar Honceriu. Sub nicio formă. Cezar este un antrenor care cred că are cel puțin 20 de ani vechime la clubul nostru. Am discutat împreună despre ceea ce avem de făcut, atribuțiile fiecăruia. Și cred că atât Ricardo cât și Cezar, împreună cu restul staffului, vom avea o colaborare perfectă. Cum sunt jucătorii psihic după eșecul din cupă? Am avut foarte multe discuții individuale cu ei. Acum vă spun sincer, cupa nu a fost un obiectiv pentru mine. Am dat o echipă într-o situație extrem de dificilă, cu foarte multe goluri primite, cu moral zdruncinat. Am încercat la acest meci de cupă să dau posibilitatea și altora să revină după accentări, COVID și problemele care au fost. Și de-aia am spus înainte de meci că meciul de cupă îl voi trata cu gândul la meciul cu Astra. Există probleme de lot pentru jocul de duminică? Sunt probleme de lot, sunt jucătorii accentați, sunt jucători suspendați și sunt jucători care se află în carantină. Cum comentezi declarațiile extrem de dure și mâhnite ale primarului Mihai Chirica, cel care a spus în urmă cu două zile că nu mai are nicio speranță în ceea ce privește soarta Politehnicii și că nu se va uita la jocul de duminică? Este un lucru care nouă ne dă multă motivație. Faptul că domnul primar este supărat, asta înseamnă că este și cu fața alături de noi. Ne responsabilizează și mai mult și facem tot posibilul ca într-un timp cât mai scurt echipa noastră să reprezinte cu adevărat acest oraș. E un avantaj pentru Poli că, iată, sunt două zile în plus față de Astra de la ultimul meci oficial? N-aș vrea să mizez foarte mult pe acest lucru. Știu că la Astra sunt jucătorii cu calitate, au un antrenor experimentat și important este orgoliul nostru și reacția pe care noi trebuie să o avem încă de minutul 1. Întreabă jurnaliștii dacă e în calcul altă variantă în afara victoriei. Poziția pe care ne aflăm, fiind un meci acasă, e clar că ne gândim doar la victorie și am toată încrederea în băieți că vom face ca lucrurile să fie de partea noastră. Daniel Pancu ruga presa să te întrebe care a fost motivul pentru care crezi că ai reușit să marchezi de 7 ori în prima parte a campionatului. Vă spun sincer, mie nu-mi place dialogul cu presa, mai ales când sunt persoane pe care le cunosc. Este un pic exagerat în reacții. Aș vrea împreună să nu intru în polemică cu absolut nimeni, fiindcă am foarte multă treabă de făcut, împreună cu stafful și jucătorii. Avem foarte multe lucruri de corijat și prefer să-mi păstrez energiile și să le cheltuiesc, între ghilimele, în tot ceea ce avem de construit. Andrei, toți jurnaliștii întreabă dacă te îngrijorează condițiile meteo, se anunță temperaturi negative, multe grade sub zero, duminică. Cu siguranță mă îngrijorează și acest aspect. De aia consider că cine va fi mai
Să vom adapta cel mai ușor la vreme, teren, minge, soare, vânt, va avea un plus. Câte zile mai au testat jucătorii pozitivi la ultima testare? Un lucru este cert, la meciul cu Astra sunt câțiva jucători pe care nu pot să-i folosesc. Mai vin jucători? Scuze? Mai vin jucători noi? Am avut o discuție mai devreme cu președintele clubului, cu directorul scout și le-am mai cerut întăriri. Sper să reacționeze și să vină într-un timp cât mai scurt, pentru că trebuie să-și integrăm și fiecare să-și aducă aportul în rezultatele noastre. Andrei, mulțumesc frumos! Ne îndreptăm acum către Ricardo. Ricardo, I will ask in English, but after your answers, I will have to translate for those who are watching us. Andrei, if you please, can you move the microphone in front of Ricardo? Thank you very much. So, Ricardo, first of all, welcome here in Iași. It's your first press conference, and the journalists are waiting your answer about the first question: why Poli Iași, and who convinced you to come here? Actually, Poli Iași chose me. So the president and the coach was called me, and for me it was a pleasure. So every time I have a new possibility to prove myself with a good staff, it's for me something special. So. Spune Ricardo că a fost ales de Poli Iași, președintele și antrenorul l-au sunat. Este o adevărată plăcere pentru el să fie aici, alături de oameni frumoși, oameni buni pe care i-a găsit în Copou și bineînțeles că e optimist. Will you collaborate with Cesar, which was here before you? Yes, that's for sure. I had already chat with him. I am a person who believe a lot in the teamwork. So he's very competent, he has a lot of experience, and he knows the city and the players, so for me it will be for sure a big help. Cu siguranță Ricardo va colabora și cu Cesar Honceriu, care era aici, care are experiență, are continuitate la Politehnica Iași și este și un bun profesionist. How did you find the players? Did you check their physical level on Instat or anything like this? So far, unfortunately not. I just got some information within Instat, and for the next week we will start to do also some tests, and out of the test in the field during the week we will collect also data for the GPS, for the performance. So the best test is the game itself. So we will use the GPS and we will collect all the information we need to understand how they are, how we can improve them. Are deja câteva informații, dar spune Ricardo, cel mai important test este jocul. De săptămâna viitoare vor fi și alte teste, astfel încât să-și facă o imagine completă asupra capacității fiecărui jucător în parte. How difficult will it be to see the players at the level you wish? You know, in football actually the performance it's a complex it's a complex coordination, integration about all the different aspects. You have the tactical aspect, the physical aspect, the technical aspect, the emotional aspect. So it's they play all of them important role, but what is really count, it's a perfect mix for all these components in one direction. And the direction is just to increase the performance level for all the players in order to have a better chance to win every game. Despre cât de dificil este să-i vadă pe jucător la nivelul fizic pe care și-l dorește, spune Ricardo că nu doar nivelul fizic este important, și cel emoțional, și cel tehnic, și cel tactic, și așa mai departe. Ideal este să existe un mix perfect între toate aceste calități pe care trebuie să le arate jucătorii pe teren. Journalist says that there are over 30 players in Poli Iași now. Is it difficult to train so much players? Oh, I don't know now. So for what I saw in the last 2 days, it was okay. So we try to find a better solution to
to train all the players that are important for the club, and you know, the coach will choose the one that are ready game by game in order to have better possibility to win the game, to succeed. So. Da, din ce a văzut în cele două antrenamente la care a participat, lotul e ok, trebuie făcute lucruri astfel încât să crească nivelul. And the last question is, what's the most important thing to do now from your point of view? So now it's just first to create a really a nice emotional environment. So it means to be all together convinced that this team have some potential, that we want to come every day in the training to give the best, to train better as we can and hard as we can in order to increase the level of conditioning for all the players. So what is important that the passion, the player, they have to gain, they have to have, I don't want to see player with the head down, because we are doing a great job, all of us. So it's nice to be a football player, it's nice to train, it's nice to challenge yourself, because if you challenge yourself, then you are able to help the team as a whole. So first of all, in these days, with Andre, with the president, with all the staff, we just try to add this issue. So change the mentality. Be happy that you are here and be happy to change things to make the things better. That's what we are doing now. This is not an answer to be translated because you said it so well, but I'll try a few words. Sper ca cei care înțeleg limba engleză să fie ascultat cu atenție, pentru că Ricardo chiar a spus lucruri importante, dar încerc să extrag ceva important. Este să nu mai fie jucătorii cu capul plecat, să fie o atmosferă bună în vestiar, în jurul echipei, și acesta poate fi secretul reușitelor echipei noastre Politehnica Iași. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much for your being here and good luck on Sunday. Mult succes duminică amândurora. Thank you.